toată România. Noi ne bazăm pe două principii majore, sunt și alte principii, dar două sunt extrem de importante pentru noi. Integritate și avem un cod etic care trebuie respectat, care este validat la nivel de UCB și care pentru noi este baza pentru a selecționa primul nucleu de oameni. Și avem autonomia, de care a vorbit Nicușor, autonomia filialelor. Adică noi nu credem într-un sistem unde un București se hotărăște totul, unde noi avem adevărul și restul trebuie să asculte. Noi credem la faptul că cetățenii trebuie să fie implicați, ei știu ceea ce este bine și local se știe ce este bine pentru comunitățile locale. Combinând aceste două principii, cum ne-am gândit?